Poate că unii dintre dumneavoastră s-au gândit oare de ce pun atât de multe cântări și las atât de puțin timp pentru predică? Și la o asemenea întrebare, aș vrea să vă răspund în dimineața aceasta că împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este o sărbătoare pentru toată biserica. Și mi-aș dori tare mult ca toți cei care au parte la ea să poată să-și exprime mulțumirea și bucuria, recunoștința înaintea Domnului. Pe de altă parte, de 13 ani și jumătate de când sunt în mijlocul dumneavoastră, am avut oportunitatea în foarte multe împrejurări să vorbesc legat de acest eveniment. Am folosit multe pasaje din Scriptură, cel mai ades, probabil că am citit acest pasaj din 1 Corinteni, din capitolul 11, și spuneam adineauri că este un pasaj pe care unii dintre noi aproape că îl știu pe din afară. Aș vrea să rămânem în minutele următoare lângă Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să încep cu versetul al 23-lea, primul verset pe care l-am citit. Apostolul Pavel face aici o precizare deosebit de importantă, peste care n-aș vrea să trecem prea ușor. El zice că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat. Apostolul Pavel face referire la o vreme în care a fost în mijlocul lor și timp de aproximativ un an și jumătate a propovăduit Evanghelia și apoi pe cei care au primit-o i-a învățat ce să practice, ce să urmeze. După plecarea Apostolului Pavel din mijlocul bisericii din Corint, a trecut o vreme nu prea lungă și la vreo 5 ani distanță în biserica aceasta unele lucruri deja se schimbaseră. Nu mai erau așa cum le-a rânduit Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt când a fost în mijlocul lor. Apostolul Pavel, pe când se găsea în Efes, primește o epistolă, dacă vreți, o scrisoare din partea bisericii din Corint și în cadrul acestei scrisori el ia cunoștință de o parte din problemele cu care se confrunta biserica aceasta. Biserica din Corint ocupa în inima lui Pavel un loc aparte. Pentru că atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu cu pasiune, cu dragoste, cu tragere de inimă, te investești în ea și îți pasă de mersul ei. Nu poți să rămâi indiferent și după ce ai plecat să spui eu mi-am făcut partea, de acum vorba românului Dumnezeu cu milă. Nu. Un om al lui Dumnezeu simte cu lucrarea în care s-a investit. Apostolul Pavel zice ceea ce v-am învățat atunci când am fost la voi. Eu am primit de la Domnul. Și ca să nu lase nicio urmă de dubiu, de îndoială, de confuzie în mintea cititorilor epistolei, el adaugă și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și apoi Apostolul Pavel descrie toată această rânduială. Ar fi vrut Apostolul Pavel ca biserica din Corint să rămână la rânduiala pe care o așezase de mult în mijlocul lor. Și eu cred că este voia lui Dumnezeu ca biserica lui, din vremea aceasta, să rămână la rânduielile care au fost așezate. Domnul să ne dea multă înțelepciune în privința aceasta. Am să vă spun aici că de multe ori când am citit pasajul acesta, m-am gândit la faptul că sunt foarte multe fețe bisericești în diferite denominațiuni creștine care n-ar mai putea să spună așa cum a spus Apostolul Pavel, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Pentru că de-a lungul secolilor mă gândeam eu că au intrat în creștinism multe învățături care nu veneau de la Domnul, ci veneau dintr-o altă parte. Dar, într-o paranteză, aș vrea să vă spun cu mâhnire, eu atunci mă gândeam doar la denominațiunile istorice. Dar am ajuns în ultima vreme să înțeleg că
și denominațiunile mai recente, sau noi cei care ne considerăm mai conservatori, ar trebui să avem grijă să putem spune așa cum a spus Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost un om care a stat lângă Dumnezeu și care a primit de la Dumnezeu ceea ce să pună mai departe fraților. Și am să vă spun cu mâhnire, cu tristețe, că sunt tot mai puțini slujitorii și predicatorii care îl caută pe Dumnezeu să primească de la Dumnezeu ceea ce să spună mai departe poporul. Primesc dintr-o altă sursă sau din alte surse, dar sunt tot mai puțini aceia care îl caută pe Dumnezeu, care stau în părtășie cu Dumnezeu și care primesc de la Dumnezeu ce să spună mai departe. Vestea bună însă este că Dumnezeu și în vremea aceasta mai dă celor ce au ureche deschisă. Slujitorilor și predicatorilor care îl caută pe Dumnezeu înainte de a se ridica în mijlocul fraților lor, Dumnezeu le dă cuvânt și oamenii aceia, poate să fie un om simplu, poate fără prea multă pregătire teologică, primește cuvânt de la Dumnezeu și duce o învățătură sănătoasă în mijlocul poporului. Mi-a plăcut cândva de un frate în vârstă care spunea fraților care îl ascultau, frații mei, în dimineața aceasta eu mă simt cam bolnav, dar ceea ce vă vorbesc aș vrea să, să fie sănătos. Și lucrul acesta mi-l doresc și eu. Să fie sănătos ceea ce se spune de la bunul acesta. Apostolul Pavel vorbea despre faptul că în seara în care Domnul Iisus avea să fie vândut, a și fost vândut. El a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl, a frânt-o și apoi a împărțit-o ucenicilor zicând: luați și mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. În urmă cu o lună, la această sărbătoare, fratele Mircea v-a amintit, citea din Evanghelia după Ioan, din capitolul 6, acele uimitoare și profunde cuvinte ale Mântuitorului Iisus, care au provocat printre ascultătorii Lui tot felul de reacții. Mântuitorul a spus: eu sunt pâinea vieții. Trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Adevărul este că această discuție a Domnului Iisus cu ascultătorii Lui este de o profunzime extraordinară. V-aș sfătui să citiți cu atenție cuvintele rostite de Domnul Iisus în acea împrejurare. În capitolul 6 din Evanghelia după Ioan, ni se spune că Domnul a trecut de partea cealaltă a Mării Galilei, venind dinspre Capernaum, a trecut în partea cealaltă și noroadele au venit după El. De ce? Nu fără motiv, Ioan precizează, pentru că vedeau semnele pe care El le făcea, vindecând pe cei bolnavi. De partea cealaltă a Mării Galilei, Domnul Iisus a predicat și acolo Evanghelia, a vestit cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat s-a uitat la noroade, erau flămânde și le-a spus ucenicilor săi: dați-le de mâncare. Dar ucenicii săi se uitau prin bagajele lor și nu prea aveau ce să le dea. Acum, nu cred că ei n-aveau chiar nimic. Dar puținul pe care ei l-aveau la îndemână să poteau că este insuficient ca să acopere nevoile unei mulțimi alcătuite din aproximativ 5.000 de suflete. Însă s-a găsit acolo un copilaș care a pus la dispoziția Domnului Iisus 5 pâini și 2 pești. În mulțimea aceea de 5.000 de oameni, cei mai mulți fiind adulți, eu cred că au avut și alții câte ceva în bagaj. Dar a fost doar un singur copilaș care a fost dispus să pună la dispoziția Domnului Iisus puținul pe care l-avea el. Și cu puținul acela, Domnul Iisus a făcut o minune și a hrănit mulțimile și spune cuvântul lui Dumnezeu: nu că au căpătat fiecare câte o fărâmitură, ci că s-au săturat. Și nu numai că s-au săturat, au și rămas o grămadă de fărâmituri și Domnul a spus: strângeți, nu se piardă nimeni. În noaptea următoare, Domnul a trecut cu ucenicii săi pe partea cealaltă, revenind iarăși în ținutul cetății Capernaum. Ucenicii au plecat cu corabia. Domnul a venit pe mare. El n-avea nevoie de corabie. El umbla pe valuri. O face și astăzi. Este deasupra împrejurărilor.
Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Au ajuns pe partea cealaltă și acum noroadele îl căutau și au venit după el din coace. L-au întrebat, când ai venit pe aici? Și Domnul nu le-a răspuns la această întrebare, pentru că nu le era de tare mare folos să afle că el a umblat pe valuri atunci. Domnul le-a spus altceva. Eu știu de ce mă căutați. Dacă în ziua de dinainte îl căutau mânați de curiozitatea de a vedea minuni, Domnul Iisus le spune, acum știu de ce mă căutați. Nu mai aveți același motiv. Acum mă căutați nu pentru că ați vrea să vedeți semne și minuni, ci mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Fie mângăduit o paranteză aici. Ascultătorii Domnului Iisus, în cea mai mare parte a lor, erau oameni săraci. În vremea aceea, oamenii săraci, a rare ori, puteau să mănânce pesăturate. Dar în ziua aceea, când Domnul i-a hrănit, au mâncat pesăturate. De-a și rămas. Au mâncat cât au biruit, cum zice noi românii, și au mai și rămas. Și acum Domnul Iisus vine și le spune un lucru adânc. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea aceea care rămâne pentru viața veșnică. Și când a spus Domnul Iisus cuvintele acestea, el se gândea la trupul său pe care avea să-l dea pentru viața lui. Îl binecuvântăm pe Domnul Iisus că în ziua de astăzi, în mijlocul bisericii lui de aici, putem să întindem mâna și să ne împărtășim, să gustăm din mâncarea care rămâne pentru viața veșnică, binecuvântat să fie Domnul. În doilea rând, Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi într-o seară și Apostolul Pavel reia aceste cuvinte ale Domnului, spunând, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Mântuitorul vorbea despre un legământ nou și despre legământul acesta profetic a vorbit Ieremia în vremea lui Ieremia, în cartea profetului Ieremia, capitolul 31, de la versetul 29, dacă îmi dau greș în jos. Dumnezeu vestește prin prorocul o vreme în care va așeza un nou legământ. Aici Domnul Iisus, într-o seară, când era cu ucenicii în odaia de sus, le spune, acest pahar este sângele meu, e sângele legământului celui nou, e sângele care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Și Domnul readuce în discuție legământul despre care vorbise Dumnezeu în vechime. Adevărul este că nu-mi face plăcere să fac uz de cuvinte grecești, deși în anii de școală am fost învățați și cu acestea. Aș vrea să mă îngăduiți să vă spun că termenul grecesc tradus în românește prin legământ este termenul diateche. Termenul acesta este un termen mai puțin obișnuit. În mod obișnuit, legământ în limba greacă era cuvântul sunteche. Cuvântul sunteche definea un legământ care punea la oaltă două sau mai multe părți care intrau în legământ pe picior de egalitate. Eu fac asta și tu faci cealaltă. Cele două părți sau mai multe, cât o fi fost un legământ, discutau de pe poziții aproape egale. Termenul diateche însă definește un legământ diferit. Un legământ între cele două părți raportul nu este de egalitate. Una din părți este net superioară celeilalte. Discută cu cealaltă de pe o poziție de mare superioritate. Și exact aceasta era ideea. Noi suntem chemați să intrăm în legământ cu Dumnezeu. Noi am intrat în legământ cu Dumnezeu. Legământul acesta nou l-a întemeiat Dumnezeu. El a luat inițiativa și ne-a chemat să intrăm în legământ cu El. El este acea parte a legământului net superioară, iar noi suntem partea aceea inferioară în legământ. Noi nu punem condițiile. Noi acceptăm ce ne spune El. Și minunea minunilor este că Dumnezeu, deși are toată puterea în cer și pe pământ, s-a plecat în niște ființe ca noi și ne-a făcut o propunere extraordinară. Credeți în acela pe care l-am primit eu, adică în Iisus.
și pe baza celei credințe, eu vă voi șterge nelegiuirea și vă voi ierta păcatele. Binecuvântat să fie Domnul! Domnule Epistole către Evrei, parcă cuprins de uimire când scrie în capitolul 10 că prin sângele lui Iisus noi am căpătat intrare slobodă în prezența lui Dumnezeu. Sunt amintite acolo trei lucruri pe baza cărora noi avem intrare la Dumnezeu. 1. Este sângele Domnului Iisus care ne curățește. În al doilea rând este calea cea nouă și vie care ne-a deschis-o El prin trupul Lui, binecuvântat să fie El. Și în al treilea rând este existența unui mijlocitor, a unui mare preot între noi și Dumnezeu. Pe temeiul acestor trei realități extraordinare, noi putem intra în părtășie cu Dumnezeu. Aș vrea dimineața aceasta să ne apropiem de Dumnezeu cu atitudine de mulțumire și recunoștință. Rânduiala bisericii noastre este ca înainte de împărtășirea propriu zisă, să venim cu toții pe genunchi. Toată biserica are motive să-i mulțumească lui Dumnezeu. Apoi, în urma acestei rugăciuni, care va fi o rugăciune comună, făcută pe genunchi, mă voi ruga ca Dumnezeu să binecuvânteze azima care se va frânge între noi. Să binecuvânteze rodul vieții care se va împărți printre noi. Și în urma acestor rugăciuni, cei care se împărtășesc rămân în continuare și se roagă Domnului, dar ceilalți, care dintr-un motiv sau dintr-un altul nu se vor împărtăși în dimineața aceasta, se vor ridica și vor reocupa locul pe scaune. Vă chem să ne plecăm pe genunchi.